Bine v-am regăsit, abonați-vă la la nou video de pe acest canal minunat de gaming. Astăzi ne jucăm Clash Royale, după cum vedeți aici, suntem pe contul mic. Dacă vedeți acolo level cât 9, adică cât venind de la Tintor. În fine, trecem peste aceste introduceri. Și vreau să vă spun că videoul care deja l-am postat, dar de fapt când o să-l vedeți voi pe ăsta o să fie deja miercuri. Mai bine zis, videoul care l-am postat luni seară cu Clash Royale, cu World Testurile alea, este de săptămâna trecută, pentru că o săptămână n-am postat deloc și am reluat de fix de unde am rămas atunci când n-am mai postat. Și videoul pe care îl vedeți acum este fix de luni, de filmez luni seară. Am stat după ce am postat videoclipul acesta cu Clash Royale, cu worst-urile de săptămâna trecută. Ok, și normal că acum avem worst-urile de săptămâna aceasta. Ce alte sesturi? O să deschidem decât Golden Sestul și cu sestul ăla cu care îți dă pentru King Tower, mie, pentru Tower, de fapt. O să vă spun imediat despre care. Ok, să mai deschidem și niște lucruri. Păi aici am făcut level 18, am făcut level 8 la King Tower, după cum vedeți. Ok, am deblocat Royal Tournament-urile, Classic Challenge și un level Upset. Ok. Sper că se aude jocul, eu nu prea l-aud, dar asta nu contează. În final, este cu un Gold Chest. Ne apropie să fac și 2300 de trofee, asta însemnând Arena 8. Hai să mai luăm un gold chest. Ok, de aici o să luăm, cred că... 3 muschetear. Ok, emote-ul ăsta care e foarte fain, o să-l punem imediat. O să mai luăm și un banner box de asta, să vedem ce ne dă Valkyrie X. Ok. Cred că e perfect, asta o să lăsăm. Banner collected. Ok, am făcut level 1 la achievement-ul ăsta. Ok, o să-l punem în loc de ăsta. Ok. Vreau să punem ăsta, mă. Na, avem alte lucruri mai interesante de pus. Ăsta-l avem, mă. Da, l-avem și mai avem. O să punem asta, cred că e mai interesant decât alea. O să lăsăm asta, bun. Asta, asta nu o să le deschid, adică o să le păstrez pentru sfârșit de sezon. Oricum nu o să-l completăm pe contul mic, asta e clar, ok? Ia să vedem ce ne dă și de aici. 8 ori Princess. E clar, treaba. Hai să vedem și cu... Worstest-ul de locul 1, unde... Sincer să fiu, nu o să fie legendar, din păcate. Ninusul de... Bro, înainte îți dă un legendar chest în arena Sace la... În arena Sace la 1800 și ceva de trofee, 1800-1900. Acum... La plus 2000 de trofee nu îți dă legendară. Foarte, foarte dezamăgitor, dar măcar am luat 20 de trofee la War. Și dacă sunt bine să ne gândim, hai să ne punem defensiva. Dacă sunt bine să ne gândim, avem 500, uite, 560. La 600 de trofee o să luăm Silver 1 la ligă. Și o să luăm fix sezonul ăsta Silver 1. Ceea ce e interesant. Formă avem 900, 1200. Avem 1500 la Gold League, 2000, 2500, 3000 la Legendare 4000 la Legendare 2, 5000 la Legendare 3. Și au mult peste 5000. Bine, mulți. Au. Ne uităm imediat. Ok, văd că au peste 5000. No way. M-am zis că au câțiva.
Mamă, ăsta are fix 4999 clănă, în fine. Au 105 top global. Pentru că local au câțiva, mă. Sunt chiar foarte curios. N-are nimeni. Dar e aproape Star Academy, o să aibă 5000 de trofee la war. Ok. Hai să deschidem și astea. Sau deschidem unul. Nu, deschidem decât un chest, ok? Vedem, se ne dă stelarte, le păstrăm, ok. O să facem level la upgrade la Arrows, ok. Se ne dă 2 skeleton army, ok. Asta e de level 18, care am făcut tocmai asta level și o să-l păstrăm. Ok, iată, vedem la level up. 400, vă dați seama. Hai să-i fac stila asta, APK. Oficial de level 8. Vă dați seama dacă fac stila asta, 400 de XP, nu? A, nu, 200. Aproape să fac level 19. Bro, prea ușor fac levelele la început, ok. Acum, bro, cred că o să dăm un match. Da, și pormă o să reveniți pe contul mare unde o să deschidem și acolo alea. War chest-ul și alte chest-uri ce mai avem. Restul păstrăm pentru chest-ul pe Nicola Urias. Ok, mi-a zis un pic somn, dar hai să-i dăm cu meciul. Păcat că nu luăm niciun reward dacă îl câștigăm. Ok, să vă arăt cum se toacă, ok? Ok, e ca ne simți din ce se vede. Ok, asta nu prea mi-a plăcut, dar o să punem asta. Să sperăm că face pasul. Sper să nu-l distrugă. O să punem asta, dar oricum îl rezolvă Baby Dragon-ul. Na, sol. Nu știu dacă ați văzut TikTok-ul ăla când zice nasol. Se formă din nou, nasol. Dar bine, se întâmplă niște lucruri de zice nasol. Nu. Wait, da. Hai mai dai una. Bine, pe... A dat câteva hituri, a dat 3-4 hituri. Aolo. Dacă nu ajunge pe turn e bine. Și n-a ajuns, deși da, după cum spuneam, e bine. Nu știu dacă mi-a ritat neapărat fireball-ul ăla acolo, dar bomba îi dă damage, i-a dat bun. Nu o să mai pun nimica pentru, ok, pentru o să pun, dar pentru witch n-are sens. Bun. Bro, răgustesc, rămân fără foze pe episod. E real la ceva. Nu, dar nu, da. A dat în turn, din păcate. Dar no problem, o să... Câștigăm, asta e clar. Ok, nu. Acum, bine, măcar e are de level mic, adică când îi deblochezi și dai de level 3. Păi nu, i-a pus de level 3. L-a dat două upgrade-uri, dar cam degeaba, adică asta e mesul meu. Până fac level 18 la King Tower, adică acolo la... cu... ăla cu... cu rezele aveam și eu level 7 la Kingtor, cum am level 8 ca celălalt. O să dăm un fireball aici, easy peasy lemon squeezy, dacă mai știți faza. Și hai să ne ducem ras. Totul dacă o să dăm Kingtorul de-o, eu cred că s-a lăsat. Da. Bun. Și asta se câștigă un match pe conturi la Summit. Bine, acum am avut și noroc că pot să dau de niște player care pun la pariu că au și ei cont mai mare. Și se zic că na, pe contul mic să-l crească și pe el, cum mă zic eu acum să ajung aproape la Arena 8. Ok. Să dăm un meci aici, bro. Hai să vedem. E draft, da. No way că e draft, nu-mi place mie draftul. Dar o să aleg Fisherman.
Mamă, să vedeți ce mă enervez. Nici nu vreau să țin prea mult episodul ăsta. După mesul ăsta intrăm fix, dar fix pe cont mare. Dăm-ți acolo la fel două mesuri, o să dăm-ți acolo. O să dăm unul la draft aici la turnament și unul, nu știu, ori la ligă, ori la trofee, dar cred că o să dăm la ligă. Păi mi-a dat lightning gol, mi-a dat, aolo. Nu, nu, nici n-am văzut ăla, n-am văzut, alo. Pot să nu mai mă joc? Mi-a dat ceva damage, trebuie să recunosc. Bă, nu mi-a dat mult, adică bine, nu mi-a dat mult, mi-a dat 1300. Pe bune, bro, ține de racheta simplu, măcar de o, de cu un goblin barrel sau ceva. Asta e șansa mea. Nu măcar arată ceva ăla. Bro, deci el mi-a dat mie golem și el a ales Saint Kelton. Altundeva nu știu de ce. Și cred că i-a dat rocket de ales, iar bro, sau i-a dat real asta cu golemul. Orice e posibil. De cum pare că a avut rocket și lightning de ales, i-a ales rocketul și mi-a dat mie lightning-ul. Dacă mai zic, o să mai vorbesc, dacă e bro, nu, no way că câștig. Bro, știți care e ideea? Eu pot să bat pe oricine la, pe contul ăsta mic, pentru că am cunoștințele de la contul mare, știi? Adică nu sunt sucător de arena 7, sunt sucător de, nu știu ce arena e acolo, dar oricum de la 8000 și ceva de trofee. Bro, cred că dacă mai dă o rachetă, cred că m-am dus. Dar no problem. Spamăm toate cărțile aici în spate la asta. Pe ok, nu e ca lumea asta. Ok, bun. Bro, wizardul ăla e prea bun, e prea pe față, toată trebuie. E bun. Mai apucăm să mai dăm și un like? Nu mai apucăm. Hai că a fost bine. Chiar plăcut. Două epice, bun. Bro, chiar că putem cere cărți. Interesant. Poți să-l deblochez? Bro, eu n-am Dark Print-ul deblocat. Vorbesc serios. Cum? Bă, da, mă, dar am donat cartea, ok, mă fi gândeam. Eu nu puteam debloca Dark Prince-ul sau alte piese pe care nu le-am deblocat încă pentru că... Na, asta e. Știu că înainte parcă puteai să faci asta, când s-a băgat pentru prima oară trade-urile astea, acum nu mai pot, dar hai să dăm... da. Hai, mă, ia și uiți, luați ce vreți aici. Bun, și acum noi o să revenim, bro, înainte de toate astea, ce player am putut? 2300, asta. Mă gândeam eu că nu o să fac player prea mare. Ok, și am revenit aici pe contul mare, pe care, de fapt, o să începem, am deschis mai devreme un golden set, o să-l deschidem acum și pe al doilea. Oricum, nu mi-a dat ceva prea bun, mă supăram dacă era magical setul ăla, pentru că la deocamdată o să-l păstrăm. Ok, o să deschidem aici un banner box de ăsta. Să vedem ce ne dăm. Battle Inc. Ok, și mai avem niște lucruri. Cred că alea sunt cele mai bune lucruri care au rămas. Nu știu cum să completăm aici. Pe bune că nu știu ce se potrivește.
O să... Bro, o să lăsăm asta. Știu că nu prea se potrivește, dar nu stau acum să fac potrivire la alea. Nici n-are sens, de fapt. Ok, aproape completăm PES-ul. O să-l terminăm acum până la TR-119, că pe urmă alea două oricum nu... Nu o să pot să le colectez, că nu dau banii pe asta ceva. Ok, iar asta, după cum am zis, eu ajut clanul astăzi în fiecare săptămână și... Eu de seama, îl ajut dacă celălalt nu colaborează, am luat locul 4. Nu mă aștept deloc la legendară, dar... Dar... No way, nu pot să cred că e legendară. Bro, 4 din nu. 1 din 4 seturi e legendară. Adică dacă deschizi 4 seturi de locul 4 la war, cum ar veni, 4 seturi de zenu, îți dă legendară, garantată. Iar mie mi-a dat din primul set. Bro, eu mereu am avut noroc. Și legendara este... Miner. Parcă și pe episodul trecut mi-a picat tot miner. Bro, ce se întâmplă? Mă, mai am puțin să-l fac de level maxim, de level 14. Ok, acum noi o să ieșim din clan. Mamă, ce s-a put de defensiva. Ok, nu o să mai simt de fapt, o să atâtem să vă se mai zic astea. Acum o să dăm unul la draft aici, la draft tournament, ok? Cum am dat pe contul mic. Bro, și să vedeți, pe contul mare o să-mi dați cei mai tryharder. Ăsta, bine, nu, poate nu are chiar câte trofee am eu. Ok, bro. Hai să luăm aia. Mamă, dacă-i dau... Bowlerul și cu Zentul Skeleton. Hai mă să ne facem de... Hai și o să iau log. Nu trebuie să iau logul, trebuie să... Ok, mi s-a oprit înregistrarea. Pe motiv că nu mai am spațiu de stocare. Când eu mai aveam. În fine, nu e nicio problemă. Va trebui să le pun în ordine acolo. Să le... Sub... Să le pun una pe starta și acolo să fie videoul complet. Ok. Pe lângă că am pierdut, am și lăsat meciul pe altă când am văzut-o. Oricum a avut deck contra mie. Am avut numai cărți proste de ales. Și am dat lui cărți foarte bune să facă deck-ul. Ok. După cum a zis, 1000 de trofee. Asta că o să mai dăm un meci. Să-mi bag. Să spunem că meciul ăsta va fi mai bun. Ok, o să începem cu... Să luăm arcațele, să nu le luăm. Hai mă, să începem cu Spirit Goblin ăia. Ok, P.K. I-am dat... N-am apucat să fac. Hai, Wizard tu să fie în spate și... Mamă, bandita sau... toaletă spurătoare sau cum e ăla. Aoleu, hai să luăm bandita. Dar si flame mă, si nu ăla e bun. Mamă, ăsta chiar avea Becca, dacă-i dădeam Becca. Ok, si cărțiu dat, mi-a dat si proaste. N-am vrut să... Ireal. Bro, am luat o flame mă, si... Bro, eu credeam că am luat panti... No way. Hai să nu sară în turn. Ok. Să vedem care e următoarea noastră mișcare în continuare. Pentru că mi-a dat mai mult decât am dat eu și asta e o problemă, ok.
Ok, el are treaba, din ce văd. Bine, mă, bine, bine, bine. Văd că... Iată, văd cum doacă el cu, cu cartea asta, ok. Da, merge. Bro, cam de acolo, eu n-am clădiri cum are el, bro. Nu mă duc în viața mea la draft. Urăsc draftul, nu-mi place mie draftul. Nu-mi place, efectiv nu-mi place draftul. Mi s-a luat de tot să mai duc la draft. Nu știu, bro, când deja am ajuns la vârsta, deja când pierd un mes de clas, nu mai am nici un chef de joc. Fuck. Ceva nerdez, măi. S-a dus ăla în vază să-mi bea. Aaaa, nici n-am mai văzut ăsta. Nici măcar nu i-am dat turnul. Și de asta nu o să mai duc eu la turnamentul acesta, yeeey. Îmi urăsc viața. Simi 800, du-te mă de aici, mă. Du-te mă de aici. Uite că avem și să niște claim reward-uri. Du-te de aici cu jocul tău cu tot. Bro, nu-mi place mie draft-ul deloc. Ok, am avut Master 3 după cum vedeți aici la ligă. La ligă. La ligă. Am reușit într-un final. Acum va fi mai greu cu... cu asta cu Champion-ul. Oricum, ultimat Champion n-am nici o șansă să fac sezonul ăsta pentru că... nu... bun. Pentru că... bro, ca să faci Ultimate Champion, mai ales pentru unul care n-a făcut deloc, adică acela fiind eu, îți trebuie măcar o săptămână pentru o ligă și, bro, mai sunt mai puțin de două săptămâni sau ai două săptămâni, iar eu nu sunt nici măcar la Champion, să zic că... spun că de la Champion trebuie să faci Grand Champion, formă Royal Champion și formă de abia Ultimate Champion și trebuie vreo 300 săptămâni pentru mine măcar. Ok, a jucat-o destul de frumos acolo. Nu da, nu da, bun. A jucat-o destul de frumos acolo, Prințul. Bine, eu am jucat-o că eu l-am controlat, cum să-l spunem. Am o idee cu ăla. Asta am vrut să văd bun. Fiți atenți aici, schema. Da. Măcar i-am dat turnul jos. Ok, vezi decent la liga aici. Uite, pe aia am vrut să-i dau jos, dar a pus... bro, bro, bro! Aolo! Mamă, da, bro, e bună, rău și percrackerul ăsta cu evoluția pe ea. Uitați cât... cât damage a dat, mă! Ok. Lumber balon pe dreapta. Bun, bun, bun. Bă, vă care card miss, uite. Adică, ai lucrat lămul de 3 pe Tesla, de 3 pe Wolf Grader, de 3 pe... adică eu le-am pe de 14, că n-a. E King Tower of mai de level 14 la, la Master 3. Eu uite, fără că cred de 13. Ai lucrat lămul de 12 chiar, cred că am zis de 13, da. Și bă, să de 12, văd că înțeleg să zic cu un tech mai mic. Bine, cu un level nu cred că ar conta asta mare. Dar de ce nu doar cu decul lui? Și acum să vezi că decul lui ăsta este care are levelul ăsta pe cărți. Bun. Și
Și asta se câștigă un meci la Liga, măcar să termin, să terminăm episodul cu un meci câștigat la Liga aici, în Master 3. Nu, no way, că sunt chiar foarte curios să văd. Ia. Bro, 6530. Și chiar asta cred că e de culo. Ia uite, și logo-ul de 12, fireball-ul de 12. Nici nu cred că a folosit alea. Da. Se vedea, măcar l-am putut, mă merg că l-am putut eu cu deck de asta. Se vede că nu prea se atătoase. Bine, am avut și level mai mare la card. Dar bro, eu zic asta că nu cred că contează un level mai mare. Atâta timp cât se atătoți, poți face win din orice, cred că. Ok, frate, mă uit un pic la Magic item aici. Să mai punem pe niște cărți. Dar nu, n-ați vrea să le consum pe toate. Sau aproape pe toate. Avem aici 10.900 și ceva. Pe ce să punem, mă? Mă, când deschid din astea... Ia, pe seama aia se pot să punem. Să punem pe o legendară, pe balon, ca văd cam 2200 acolo. Nici nu știu. Hai să punem pe ala, cred că, sau pe a, dar nu, n-are sens. O să punem pe balon. 13.206 cărți dată de Elite card pe balon. O să mă întorc în cranul meu imediat, după ce închizi episodul, cred că. Acum, ca să suntem aici la Campion, mai e multe oricat, dar măcar un Campion se sunotă dacă mai mult n-am timp de Royal sau Grand sau ceva de zedul. Până data viitoare, nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like. Dacă n-ați făcut încă un comentariu acolo cu ce vreți voi. Până data viitoare, eu am fost Edi și vă spun la revedere, pa, pa.